Eu am votat pentru alianță și m-am abținut la fuziune. Au fost mai multe abțineri la fuziune de altfel. Dar mesajul meu pentru colegii din PDL este pe scurt următorul. Și eu și ei, noi împreună, vrem să câștigăm alegerile pentru dreapta și pentru țară în primul rând. O alianță este de folos, este utilă atunci când are același scop și când ajută dreapta și țara. PDL-ul a apărat valorile esențiale ale României și a dus bătării grele câteodată ca să le apere. De exemplu, statul de drept, independența justiției, instituții funcționale în România, România în Europa, toate acestea le-am făcut noi în PDL. Sper ca noua alianță să preia toate aceste lucruri și, dacă va fi nevoie, să se ducă în redute, să se bată pentru ele. Deci nu vreau să facem niciun compromis cu aceste valori și nu facem compromisuri cu ele în orice alianță intrăm. Vorbim de alianța de astăzi. În al doilea rând, este foarte înțelept să avem o strategie pentru ca cel mai bun candidat de dreapta să câștige alegerile, pentru că acesta este obiectivul suprem, câștigarea alegerilor. Dacă aveți o întrebare... Bun. Au rămas niște semne de întrebare, într-adevăr, și am discutat și astăzi în platou despre asta, în momentul în care dumneavoastră ați expus faptul că ar fi fost mai corect ca lista celor care vor fi măsurați pentru alegerile prezidențiale să fie una mai lungă și care să conțină eventual și numele dumneavoastră. Vă mențineți acest punct de vedere? V-ați dori în acest moment să intrați în acele măsurători, adică aveți în continuare în intenție perspectiva unei candidaturi la prezidențiale? În mesajul meu de astăzi, pe care îl pregătisem pentru colegii din PDL, și care era bun, frumos și prietenos, cu multă bună credință, fiindcă, repet, am luptat împreună în bătălii grele pentru aceste valori ale României, nu mă mai refeream la această solicitare, pentru că am făcut-o deja de foarte multe ori, este publică și nu am de gând să mă repet. Acum, pentru că mă întrebați, eu vă spun sigur că da, eu atâta timp cât nu am anunțat că renunț, evident că ceea ce am anunțat rămâne în vigoare. Este timp suficient să se facă aceste măsurători cu mai mulți candidați și cu mine și cu alții care au șanse. Da, pe de altă parte, v-a dat un răspuns. Spune că e tardiv, că deja procedura este una finalizată în Partidul Democrat Liberal, au fost alegeri interne și Cătălin Predoi este cel care, în urma unei campanii la nivel local, a obținut voturile pentru a reprezenta partidul în această competiție. Sigur că da, numai că atunci când au fost alegerile locale, alegerile în partide pentru candidatul PDL, era o altă realitate. Pe vremea aceea nu se vorbea despre alianță sau fuziune cu PNL sau cu Forța Civică. Dacă astăzi candida PDL singur, prezidențiabil era Cătălin Predoiu, și eu nu aveam niciun cuvânt de spus, cum să zic, nu făceam nicio cerere. Dar realitatea este cu totul alta. Azi avem o nouă construcție politică, o nouă realitate politică și, ca dovadă, și cei doi, domnii Iohannis și Predoiu, sunt remăsurați. Sunt remăsurați, deși partidele lor i-au desemnat. Doi, un alt argument. Nu pot să aplica regulile vechi, de pe vremea când nu știai că o să faci o alianță de dreapta, o construcție de dreapta, să le aplici noi construcții de dreapta. Nu poți, nu se poate să schimbi regulile așa. Adică să nu le schimbi. Trebuie să le schimbi acum. Deci nu poți aplica ce a mers atunci în PDL, într-un partid, și să zici tot astea sunt și acum în alianță. Și atunci, și vă mai dau un argument, dacă e să fie așa, atunci de ce nu se fac măsurători sau votări sau cum vreți să le spuneți pentru ambii candidați în toată alianța. Deci alianța care s-a făcut, deci
Forța Civică, PNL, PDL, să rea procesul de selectare a candidatului. De asta am spus că trebuie să avem înțelepciunea să decidem și să alegem pe cel mai bun candidat pentru dreapta, care poate câștiga alegerile. Repet, această propoziție este foarte importantă. Mai am o întrebare, doamna Macovei. În contextul în care rămân lucrurile așa cum au fost, pare se tranșate de Vasile Blaga și posibila dumneavoastră candidatură din partea dreptei nu va fi luată în calcul și nu veți fi parte a acelor măsurători, a acelor sondaje despre care se vorbește atât de mult în spațiul public și care cel mai probabil vor conține două nume, Klaus Iohannis și Cătălin Predoiu. Aveți intenția unei candidaturi independente la alegerile prezidențiale? În acest moment mă concentrez pentru a fi inclusă alături de alte persoane care au șanse în acest proces de selecție, pentru că, repet, interesul dreptei este să câștige alegerile pentru România. Dacă acesta este interesul dreptei, acesta e scopul principal. Altceva nu mai contează. Nu mai poți invoca reguli vechi pe care să le aplici. Deci restul nu mai contează. Ăsta este interesul. Trebuie să alegi cel mai bun candidat. Și să menții valorile, repet, această alianță trebuie să mențină valorile pe care PDL le-a câștigat și în care crede și pentru care a luptat. Le repet, da, nu exclude, stat de drept, Macovei, pentru a tranșa lucrurile, nu excludeți o candidatură independentă dacă, în urma eforturilor pe care le faceți în această perioadă, nu obțineți totuși ceea ce vă doriți, adică să fiți inclusă pe lista celor care vor fi măsurați pentru prezidențiale din zona PNL-PDL? Doamnă, puteți repeta întrebarea de 1000 de ori în multe feluri. Răspunsul meu astăzi va fi același pe care vi l-am dat acum câteva minute. În acest moment îmi mențin această solicitare către noua construcție de dreapta. Dacă dumneavoastră, și mai e ceva, vă mai dau un argument pe lângă cele care vi le-am dat. Îți trebuie un candidat puternic, determinat și care a arătat deja determinare. Nu niște cochilii goale și fără intensitate. Și mai e ceva, iarăși, e o mare diferență între ziua în care îți anunți candidatura și ziua în care ai alegeri și vrei să câștigi alegerilor. Între cele două zile ai o perioadă de campanie și trebuie să conduci campania. Și acum analizați dumneavoastră ce campanie a făcut până acum. Și dacă a condus o campanie, nu, ca să conduci o țară și să spui de ce meriți să fii președinte, trebuie să conduci o campanie întâi, nu? Vă ascult. Mulțumesc foarte